Ar trebui, uh, ar trebui ca motivarea sentințelor să fie publicată în aceea zi cu pronunțarea lor? Într-o lume ideală, într-o societate ideală, într-un sistem judiciar ideal, da, așa ar fi, ar fi cel mai bine. Uh, să fie pronunțată odată uh, și uh, decizia... Am avut un caz recent în care s-a putut, chiar în ziua pronunțării. S-a putut. Sentințe. Unor se poate. Unor se poate, alteori poate complexitatea, volumul da. uh, de, de Problema lucru. Problema că de cele mai multe ori durează ani, luni. E adevărat, discuția aceasta este una de actualitate, pentru că uh, vin propuneri din partea unor avocați. Există și în, uh, în Consiliul Superior al Magistraturii, într-o ședință am avut o, o discuție de genul ăsta. Deci există o preocupare și pe mine mă preocupă foarte mult. Dar ce ideea? puteți face? Soluția? Ca momentul ăsta între pronunțare și motivare să fie, dacă se poate, cât mai scurt. Toată lumea înțelege încărcătura mare din instanță, toată lumea înțelege că unii judecători sunt sufocați, alții nu, dar totuși avem problema asta. Trece de cele mai multe ori foarte mult timp. Întrebare, soluție. Ce foarte face? important este ca soluțiile pe care le propunem să nu fie populiste și să fie aplicabile. Da. Pentru că legea se poate modifica. Venim cu o propunere, spunem să se facă în același timp. Se publică în monitor oficial de a doua zi, ar trebui să se întâmple lucrul ăsta. În realitate nu o să se întâmple așa, o să se întâmple altceva. O să se întâmple că pronunțările înseși o să fie date după luni de zile și lumea o să aștepte o soluție luni de zile. Ideea este să acționez la baza problemei și anume la acest volum imens de lucru pe care l-au judecătorii și procurorii și odată realizat acest deziderat uh, sunt convins că se re va rezolva problema uh, termen lung în care vin motivările sentințelor și, aici, și atunci, aveți? Și aici, și atunci aici? În acel, imed, imediat vă spun și atunci, uh, din acel moment, da, într-adevăr poți veni cu astfel de modificare legislativă să scurtești și mai mult sau să efectiv să uh, spui că Motivarea trebuie făcută în același timp cu pronunțarea, soluție. Sunt uh, foarte multe cauze care parazitează pur și simplu sistemul judiciar. Cauze mărunte. Am avut discuții cu uh, judecători care au spus uh, foarte clar că ar trebui uh, găsite soluții alternative de soluționare a litigiilor, ar trebui să existe anumite praguri pentru anumite dosare, anumite categorii de procese, ar trebui să aibă o procedură și avem o legislație acum, dar se, se vede clar că nu e suficient procedura accelerată de soluționare. Unele instanțe sunt pur și simplu sufocate de sute de cereri făcute de aceeași persoană. Un singur om are sute de... e vorba de acei procesomani. Nu sunt mulți la număr, dar destul de mulți pentru un sistem judiciar uh, ca al nostru. Și pur și simplu ești nevoit să întocmești dosar, să faci cheltuiel cu dosarul ăla pentru un nimic sau pentru o, o chestiune informă care n-ar trebui să, să fie primită pur și simplu ca cerere de chemare în judecată și se pierde foarte mult timp cu acestea. Deci din, din politica de taxe de timbru, din chestiuni legate, avem discuții importante legate de faptul că dorea, durează multe dosare în care sunt uh, uh, analizate proiecte mari de investiții și se ratează proiecte mari de investiții din pricina acestor contestări uh, care durează foarte mult. Și atunci unii spun să facem tribunale sau instanțe specializate. Asta nu este o soluție, pentru că am, am verificat oricâte uh, tribunale specializate ai face, trebuie să vezi pe, pe procedură cum, cum faci. E, uh, anumite anumite filtre, anumite garanții depuse de către cei care contestă, astfel încât să nu ți permiți să oprești doar că vrei așa, fără să uh, ai neapărat uh, un un interes foarte clar sau fără să uh, ai dovezi sau fără să ai dreptate Poți opri un, 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 un proiect foarte mare, deci s-au ratat multe proiecte, și atunci sunt soluții de genul ăsta și le discutăm intens acum la nivel de guvern.